Autoritățile județene caută soluții pentru ca răspândirea cu noul coronavirus să nu ia amploare în județul Brașov. Astfel, reprezentanții unităților medicale din municipiu au gândit o strategie comună în așa fel încât să se poată identifica spațiile în care se pot trata bolnavii de coronavirus și în același timp să nu se perturbe activitatea spitalelor. Am considerat de cuvință ca testele care se fac astăzi în prezent la Spitalul de Boli Infecțioase, datorită lipsei de personal, să facem detașări de la Spitalul Județean cu personal calificat de laborator care să poată să asigure o permanență de 24 de ore din 24 în cazul în care situația o va cere. Reprezentanții spitalelor trag un semnal de alarmă. Dragii mei, nu e de glumă. Situația este destul de gravă și ține de noi cum o manageriem. Bolnavii infectați cu coronavirus intră în categoria celor care necesită suport terapeutic intensiv, adică vor trebui intubați, vor trebui asistați la terapie intensivă. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov este unicul cu acest specific pe o rază de 200 de kilometri. Noi vom asigura urgențele în populația pediatrică a întregii regiuni, nu numai a județului Brașov. Motiv pentru care noi vom face triajul pacienților copii, cazurile suspecte sau confirmate se vor duce la Spitalul de Boli Infecțioase, urmând ca noi să preluăm de la Spitalul de Boli Infecțioase toți copiii cu alte afecțiuni infectocontagioase. Avem o problemă majoră de sănătate publică și regula care ne ghidează este ca noi toți, în funcție de competențele noastre, să contribuim la depășirea acestui moment. Scenariul în care ne aflăm acum constă în a degreva Spitalul de Boli Infecțioase de pacienți, alții decât cei cu COVID. Pacienții cu afecțiuni respiratorii, pneumonii și gripă vor fi transferați la pavilionul 3 al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, acolo unde sunt disponibile 21 de paturi.